Având ca partener Liceul de Artă, Colegiul Național Unirea, gazda evenimentului, și Liceul Pedagogic Spiru Harep. A fost o provocare pentru elevii artiști să transpună diverse imagini cartografice în lucrări de artă, pe care le-am admirat cu toții, inspirați fiind de cuvintele marelui geograf grâncean Simeon Meghedinți, care spune, cuvântul s-a dovedit a fi insuficient, deoarece cuvântul s-a dovedit a fi insuficient, s-a făcut apel la ajutorul desenului și acesta a fost începutul cărții. Și mai departe, harta era deci o operă artistică, inventată cu scopul de a corecta insuficiența cuvântului și de a prelua sintetic experiența geografului. Foarte profund, asta a făcut și Simeon Meghedinți, toată viața, a transformat observarea directă și succesivă într-una indirectă și concomitentă. Prin hartă, omul a redus spațiul și pământul la dimensiunile sale. Exact acest lucru au făcut și elevii noștri, au transpus diverse spații geografice în lucrări de artă, despre care mai bine decât mine, desigur, vor vorbi colegii mei, profesor de artă. Dau cuvântul doamnei profesor Roliana Giugă. Da, este al doilea eveniment de asemenea, factură care are loc anul acesta în Colegiul Național Unirea. Prin luna martie ne-am mai întâlnit să expunem atât noi cât și colegii noștri de la Liceul de Artă în jurul unui proiect științific, era vorba de fizică. Acum, iată, ne întâlnim cu geografia, artele se întâlnesc cu geografia și avem onoarea de a găzdui aceste minunate lucrări realizate de elevi ai Liceului de Artă. Lucrări în care ei au exploatat foarte bine sugestiile plastice ale hărților, mai ales ale hărților vechi, cu semne, simboluri, cromatică adecvate, lucruri care i-au inspirat și i-au făcut să găsească aceste soluții de reprezentare minunate. Sunt hărți în care, efectiv, e frumos să cauți, să explorezi, să te cauți, eventual, te invită să te cauți. Nu aș vrea să închei fără să spun că undeva în interior, în sala principală, expune un elev de-al meu pe care îl iubesc, îl prețuiesc foarte mult, se numește Cristian Cazacu, este în clasa 12-a și probabil știți că el realizează hărți de când era de o șchioapă. Eu am avut încântarea să-l cunosc, să fie elev, de când era în clasa a 5-a. Hărțile lui sunt hărți realizate cu mare minuție, cu o acribie științifică, da? Cu atenție pentru detalii. Sunt lucruri care, zic eu, îi deschid așa o poartă spre lumea asta minunată. I-au deschis o poartă spre lumea minunată a geografiei. Ce să zic, e o încântare să vezi
o astfel de colaborare și sper să aibă și urmări în continuare. Mulțumesc! Multe lucrări au fost coordonate de colegii mei, doamna Laura Dumitru și Ștefan Dumitru. Îl invit pe domnul profesor să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc în primul rând tuturor celor implicați în acest proiect. Cu siguranță o parte dintre dumneavoastră ați făcut o muncă de cercetare foarte, foarte adâncă, o muncă asiduă. Noi, partea artistică, ne-am folosit de acest prilej abordând harta ca operă de artă. Asta este, pentru noi a fost un pretext de a ne exprima artistic, de a ne folosi de bogăția imaginilor folosite. Desigur, să urmărești structura unei hărți presupune să automat să te folosești de elementele de limbaj plastic, fără de care o lucrare nu s-ar putea prefigura. Cu siguranță, dintotdeauna, cartografii au fost oameni care au avut talent și l-au folosit în acest scop, nefiind în primă fază neapărat oameni care cunoșteau foarte bine științific lucrurile astea, dar probabil colaborau cu cei care știau. Și de-a lungul timpului s-au perfecționat tehnicile de a reprezenta o carte. Să nu uităm că pentru noi, ca artiști, e foarte important și un material foarte bogat, pentru că asta presupune să reproduci texturi și tot ce presupune să redai forme de relief sau știu eu. În fine, pentru noi asta a fost doar un prilej, vă repet, pentru a ne exprima artistic și atunci noi am interpretat mare parte din hărți, transformându-le în lucrări de artă. Cel mai mult pe zona de grafică și... au lucrat grupe de copii de la clasa a 9-a, deci, care sunt la început și iată, au demonstrat că au venit cu ceva foarte consistent și au înțeles foarte repede multe lucruri. Îi felicit pentru... Mă bucur să deschid cea de-a doua ediție a concursului județean de geografie Simeomenghe Dinți. În acest an, tema generală a fost harta, prima pagină în geografie. Atunci când ne-am gândit să organizăm un simpozion cu tema harta, ne-am gândit, în primul rând, la Simeomenghe Dinți, fost elev al Colegiului Național Unirea, al Liceului Unirea, la acel moment, dat 1895-1896, a cărui teză de doctorat susținută în Germania, la Leipzig, în 1899, s-a numit Despre inducția cartografică. Simeomenghe Dinți a crezut foarte mult în hărți, în modul de a transpune realitatea geografică prin intermediul hărților. Acest lucru se vede foarte bine și din lucrarea fundamentală Terra, apărută în 1930, în care un capitol important este dedicat mijloacelor descrierii geografice. Acest capitol a fost și a făcut parte din biografia concursului, alături de alte aspecte din viața și activitatea savatului Vrâncean. În acest an ne-am bucurat de prezența a 6 echipaje, de la Colegiul Național Unirea, de la Liceul de Artă Gheorghe Datarescu, de la Liceul Pedagogic Spiru Haret, de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, de la
Colegiul Longinescu și de la Colegiul Comercial Mihail Cogălnicean. Mulțumesc tuturor elevilor și profesorilor coordonatori. Nu este prima ediție, am spus că este ediția a doua a concursului. Noi am început acest gen de simpozion concurs în anul 2011, atunci când l-am dedicat memoriei marelui explorator Teodor Negoiță. Am continuat cu evocarea unor mari geografi, precum Ion Conea, George Vâlsan și Nicolae Rădulescu. De asemenea, a fost elev și profesor la colegiul, la Liceul Lumirea în anii 30. Am intrat foarte mult în subiect. Dau cuvântul domnului inspector general pentru câteva aprecieri. Bună ziua! O să fiu foarte scurt. Am putea spune că acest simpozion este, sub diferitele lui forme, cam la a șasea ediție, dacă ar fi să numărăm din 2011. În fiecare an el a purtat diferite forme, iar cel care l-a inițiat și l-a susținut cel mai mult, să spunem așa, a fost colegul nostru, distinsul nostru coleg, domnul profesor Răzvan Săclieru, căruia îi aparține și ideea temei de anul acesta, pentru care am convenit cu toții să organizăm această manifestare. Mulțumim partenerilor noștri, Liceului de Artă și tuturor liceelor participante Liceului de Artă, pentru că, am spus în special Liceului de Artă, pentru că ei au venit cu o contribuție suplimentară prin elevii acestui liceu. Așa cum dumnealor folosesc pentru pictură culoarea, eu știu, literatura folosește cuvântul, geografia folosește, zicem noi, harta. Cu atât mai mult, tema devine una interesantă, cu cât fără geografie, fără hartă, știm cu toții, nu se poate. Am să închei și am să-i felicit pe colegii profesori care s-au implicat în acest simpozion concurs, să le mulțumesc pentru implicare. Și în primul și în primul rând, dar vreau să le mulțumesc elevilor pentru efortul pe care l-au depus să vină astăzi, să concureze aici. Cu toții sunt niște câștigători, ei vor pleca cu experiență și, bineînțeles, că cei mai buni vor pleca și cu premii. Le mulțumesc, mulțumim totodată și gazdelor noastre, Colegiul Național Unirea, care pentru a doua ediție consecutiv ne găzduiește în această sală deosebit de generoasă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule inspector. Atunci când am ales tema, spuneam că m-am gândit la Simeon Mehedinți, în primul rând, și în al doilea rând m-am gândit la un tânăr cartograf focșenean, absolvent anul acesta al Colegiului Unirea, Cristian Cazacu, cu o activitate foarte îndelungată, deși este foarte tânăr, în cartografie. O parte din producțiile cartografice sunt expuse în această sală. Îl cunosc din clasa 6, cred. Nu am fost profesor, dar am aflat de preocupările lui și cu mare drag ne-am întâlnit de multe ori să discutăm despre geografie și despre cartografie. El a expus în diverse locuri, poate cel mai important, la Facultatea de Geografie din București, în urmă cu câțiva ani, o hartă de mari dimensiuni. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, putem spune că a intrat chiar și într-o carte a recordurilor cartografice. Comunicarea lui Cristian se numește Cartografia de la pasiune la tehnică. Și îl invit să ne prezinte.
Mulțumesc frumos, domn profesor! Să mă prezint, mă numesc Cristian Cazacu, am fost până acum 2 săptămâni elev la Colegiul Național Unirea, am fost științe sociale. Sunt cunoscut pe plan local și chiar național pentru pasiunea mea deosebită, spun unii, cartografia. Totul a început acum 10 ani, când am desenat pentru prima dată o harta a Chinei cu regiunile. M-a pasionat, în primul rând, tehnica. Am preluat după o hartă dintr-o revistă Național Geographic. Apoi am început să conturez de mână întâi, apoi am folosit tehnică militară, cum sunt hărțile în spatele meu. De mână continentele, am început cu Africa, cu America de Nord, statele, până la urmă am ajuns să realizez o harta comitatelor în Statelor Unite, adică județe, tradus. Da, cum a spus domnul profesor, acum 4 ani, fix acum 4 ani, am expus la București o hartă de 21 de metri pătrați. Am avut și 2 demersuri la Cartea Recordurilor, 2 confirmări, fiindcă nu a fost loc în facultate, am expus-o pe tavanul facultății, la etajul 3. Pe 24 mai, nu mai știu exact data, știu că era o zi de vineri, am primit titlul de cel mai tânăr cartograf de la doamna decana facultății de geografie, doamna Laura Comănescu. Am cunoscut mai mulți profesori universitari, pe domnul de cartografie, mi se pare, un domn profesor care astăzi lucrează în Ministerul Transporturilor, Dobre Robert. Da, intenționez să merg la geografie. Poate nu cartografie, aș vrea să fac ceva mai general, fiindcă mie îmi place să-mi vin mai multe și istorie și chiar și literatură. Aș vrea să merg pe geografie propriu-zisă. Da, ce aveți în spate? Eu am intitulat Ucraina de Sud. Poate ați auzit de războaiele de pe la Donetsk sau din Crimea, de ocupația rusească din martie 2014. Majoritatea hărților sunt oblastii rusești, adică regiuni foarte mari. Majoritatea au suprafețe mai mari ca Republica Moldova, cum e Dnipropetrovsk sau chiar Donetsk. Prima hartă rutieră, de fapt, a fost harta Kaliningradului, o enclavă rusă, nu știu dacă știți, situată între Polonia și Lituania. Până în 45, de fapt până în 43-40, nu mai știu exact, a fost inclus în Germania, a fost Prusia de Est. În Kaliningrad s-a născut Kant, în fostul oraș Königsberg. Mă rog. Era majoritar germană. După ce i-au depărtat pe germani în Siberia, nu știu dacă mai mai 10% germani. Da. Am și un material, foto. Da, nu se vede prea bine. Vă rog, lumina, dacă se vede. Am încercat să trec și reședințele, începusem în parte să lucrez și pe autostrăzi, dar m-am oprit. E destul de complicat. Trebuie să la un moment dat și râurile și fluviile importante. Da, partea de vest, California, Oregon, Washington, Nevada, Utah, singur stat. Și Arizona, New Mexico, Colorado și partea despre Marile Lacuri, se vede Wisconsin și o parte din Michigan. Mai departe. Da, o poză de, nu mai știu exact, mi se pare că era din iarna anului 2012, am expus în Focșani, lucram la o hartă batimetrică în același timp, o hartă cu adicim, a Mării Negre. A fost destul de complicat. Da, tot harta mea aici în spate, se văd Marile Lacuri, Lacul Superior și Lacul Michigan. Da, harta aceasta n-am mai expus-o la București, era destul de mare, avea vreo 6 metri pătrați, poate prea mai bine, nu mai știu exact. Aceasta este harta regiunii Odessa, o aveți în colțul din dreapta.
Ideea de început a hărții a fost în 2015. Am citit un articol despre coloniști varșovieni aduși de țarul Alexandru I la 1818, după cucerirea în Basarabia Beni în 1812. S-au așezat undeva în urmă Buceacului, iar chiar la recensământul din 30 și o plasă din județul Cetatea Albă s-a declarat 70% germani, de naționalitate germană. Deci e ceva ciudat pentru sudul Basarabiei să te gândești coloniști germani. De obicei ne gândim la Timiș, la Sibiu. Timișul era în perioada interbelică județul cu cei mai mulți germani, erau jumătate. Da, sudul Basarabiei are o istorie destul de zbuciumată, pot spune, pentru că începând cu secolul XV, pe timpul lui Ștefan cel Mare, în 1484, când Chilia și Cetatea Albă au fost ocupate de turci, turcii au adus tătari, nohai, din Poarta de Aur și Hanatul Crimeei. S-au așezat în două ceasuri, așa se numea regiunea. Sultanul le-a dat permisiunea să cât de mult merg în două ceasuri, atât să fie hotarul regiunii tătărești. Da, satele de sudul Basarabiei încă au nume tătărești, de exemplu Tatarul Bunar sau Arcis sau Cahul. Cahul în tătar înseamnă frumoasa. Da, după 1792, când rușii devin cucereschi edisană de la de la otomani, iar în 1812 pe 16 mai cuceresc Basarabia, tătarii au fost rămâncați, iar în sudul Basarabiei au fost aduși găgăuzi, turci creștini de prin zona Razgrad, de prin zona nordului Bulgariei, și bulgari. A doua minoritate din bulgari, din Buceac, adică din partea din stânga sus, nu sunt românii, cu toate că noi tindem să spunem România Mare, zona Buceacului, sunt bulgari. Da, prima minoritate, bineînțeles, sunt ucrainenii, apoi bulgari, ruși, găgăuzi, români. E o problemă cu românii în sudul Basarabiei și în Moldova și în spațiul ex-sovietic, pentru că jumătate se declară moldoveni, cum e în Cernăuși, în oblastia Cernăuși, în Odessa, și chiar în partea asta de Transnistria vechi, din 24-40, iar o parte se declară români. Iar procentajul de români comasat, moldoveni români, e de 12%. Da, în condițiile în care în perioada interbelică aveau majoritate relativă, 40%. Majoritatea au fost strămutați în sate din Republica Moldova, sau primiși în lagăre în Siberia, în Bucturgicenco, la Magadan, tocmai în Extrem Orient, sau chiar în Kazakhstan, cel mai mare lagăr din lume, o suprafață cât Franța. Da, cam asta este istoria românilor din zona aceasta. Partea de nord a aparținut între 1924-1940 în Republica Socialistă Sovietică Autonomă Moldovenească. Era unită cu România Mare. Iar rușii au vrut să facă o zonă de paravan între România, stat latin și slav, prin care să introducă ideile comuniste în Basarabia și să poată cuceri mai ușor fapt care s-a realizat în 41 pe 27-28 iunie. Da, aici în sud de oraș Odessa, harta invers, te rog, schimbă, mai sunt. Da, mai departe, mai sunt tot. Da, orașul Donetsk, al doilea oraș ca populație din Ucraina, da? Știți că a fost teatru de operații militare în 2014, încă mai este. Acum vreo câteva zile am văzut un reportaj că au bombardat din nou aeroportul. Da. Din zona asta și din oblastiile vecine, din Dnipropetrovsk și chiar din nordul Zaporojiei, se exporta fierul și era dus pe Nipru și apoi pe mare de la Oceacov până la Sulina, de la Sulina transportat pe Dunăre până la Galați, la Sidex. Da. Asta este harta Luhanskului, cealaltă regiune
pro-rusă, majoritar rusă din Ucraina. Ce vedeți la mijloc este fluviul Siversky Donets, Donbass-ul, și bazinul Gargunific Donbass. Da, ceea ce m-a mirat când am făcut harta a fost faptul că pe lângă pădurile care se găsește pe o parte și pe alta malului, există și zone de semideșert. În Europa, da, nu te aștepți să găsești așa ceva. Partea de sud se observă zona, mă rog, e legată de Donets și de zona cu multe orașe. Mai departe. Asta este harta de la București, de 21 de metri pătrați. Lucram la centru de tineret, la sala polivalentă. Mi-a luat un an și două luni, n-am lucrat în fiecare zi, au fost luni în care n-am lucrat, am greșit America cu vreo câțiva centimetri, a ieșit distanță față de Africa și a luat de la capăt toată America, Americile de fapt. Ideea a pornit în urmă cu aproximativ 6 ani, când am desenat o hartă Americii de Sud, cu toate localitățile. Nu făceam prezul puterii de acum. Treceam localități, râuri și, mă rog, în funcție de populație. Apoi am văzut la televizor un domn din București, dacă mă înșel, care desenase o locomotivă de 20 de metri pătrați și a încheiat cartea recordurilor cu cel mai mare desen din lume. Și am zis să fac ceva mai mare, să mă evidențiez și după un an și două luni, prin septembrie 2012, o asociație din București, condusă de Florința Necula, numită care îi recunoaște, m-a ajutat să duc harta la București, eu n-am fost atunci. Da, o să vedeți în postul următoare cum a uitat-o pe tavan. Da, harta din spatele meu este oblastia Kiev. Am lăsat-o neterminată. Da, partea de nord e zona cu Cernobâl. L-am trecut diferit, haide. Ce se vede cu galben în orașul Kiev? Da, cu verde păduri, râul Nipru, râul național al Ucrainei. Da, și cam atât, mai departe. Da, un detaliu de haide de la harta Luhanskului, nu știu ce oraș era pe aici. Stachanov, da. Cred că e al doilea oraș cam urmei după Luhansk în regiune. Da, în nord se vede fluviul care trece prin regiune, taie partea rurală de la nord, partea preponderent urbanizată în sud. Mai departe. Da, detalii de hartă orașul Kiev. Da, centru, fluviul Nipru care desparte Kiev în două. Lavra Pecerska, Lavra Rușilor de la 1095, nu mai știu. Da, un important centru monastic din Rusia, alături de Novgorod și mai era un ducat, nu mai știu. Mai departe. Da, o hartă, am lucrat pe o platformă, o platformă internațională. Am lucrat pentru un prieten din Arad. O hartă a orașului Arad, ce se vede în centrul cetatea Arad, în formă de stea. Da, m-am interesat și de zonă. Prima testare era undeva pe la anul 1000, mă rog, secolul 11-12. Ce e cu portocaliu sunt zonele industriale. E cam mare zona de sud, mi-am dat seama mai târziu. Așa, centru, am trecut și formele clădirilor, molurile importante, gara, calea ferată, tot ce se putea trece. Chiar și străzile și numele de străzi am trecut. În partea de sus stânga e cartierul Bujar. Acolo stă un prieten de-al meu, cel pentru care am făcut harta. Și i-am trecut și casa pe harta, cu ocazia asta. Da, mică sasă. Că se numește cartierul din Est. Da, eu, Mureș, aici este o rezervație naturală, Runca Mureș, nu se numește. Da? Continuu spre Seghedin.
Da, nodul de autostradă, autostrada cu roșu, care trece pe lângă oraș. Și cam atât, da. În același an am desenat o haita a Ungariei. Am început undeva prin octombrie și am terminat-o prin decembrie, în 2015. Da, citisem și învățasem în același an la istorie despre regatul Arpadin și despre faptul că pe la 894-896 trecuseră sub Arpad I Ungurii și ajunseseră în țara Uncă, din undeva pe acolo prin nord, dar din comitat se numește Sabă, tot mai pe medie. Apoi au venit spre Ardeal și s-au întins în Panonia. În Panonia au găsit pe avari, pe descendența unor triburi veniți de pe la 365 cu GPI și așa mai departe. Da, cam atât. Se vede încet. Budapesta, partea de vest, sunt mai multe localități. În partea despre România, nu știu, e o densitate foarte mică de localități. Da, mai partea de nord, unde tot așa, sunt foarte multe orașe, Eger, Nirechihazul, în fine. Se vede și la Balaton, autostrada de la Budapesta spre Slovenia, pe care se duc toți în Italia și spre vest. Bine, mai este și autostrada spre noi, spre Chior, Moșon, Șopron, zona aia și este la Viena, Bratislava, e o ramificație, după Chior. Da, pentru cei care sunt în Germania, în Cehia. Da, atât cu harta Ungariei, mai departe. Că tot am făcut o harta Ungariei, am făcut și harta Hagitei. Am vrut să trec pentru prima dată fondul forestier dintr-un județ, tot ce e cu verde pădure. M-am ghidat de satelit, după mai multe hărți pe care le-am primit de la un prieten, noi din oraș, undeva de prin Ardeal, hărți ale României, cu toate localitățile, tot. Era un fel de hartă rutier, dar secționată, până am întâlnit. Da, se observă, mi-e prea ciuc, în depresiune ciuc. Nordul care este majoritarul în est, Oprițan, Turgeș, așa, zona de Odorhei, Cristul Secresc, am uitat cum spune, defileul locului de la Băile Tușna. Da, cam atât. Da, din nou harta Donețcului, am realizat undeva prin septembrie, octombrie, 2014, nu știu. Da, în sud e un port la Marea Azov, nu se vedea pe poza înainte, Marifca se numește, pentru care s-au bătut și rușii. L-au ocupat, nu mai știu exact. Da, e probabil oblastia din Ucraina cu cele mai multe orașe, cu densitate foarte mare și populația urbană cred că depășește 70% în oblastie, în regiune. Harta rutieră a Kaliningradului, am început undeva prin august și am terminat-o prin septembrie 2014. Așa cum am spus, a aparținut, regiunea a fost principalul punct al, punctul terminus al enclavei Prusace, Rusia Orientală, mai târziu și așa mai departe. Enclavă fiindcă în al doilea război mondial între Prusia Orientală și Germania era orașul Danzig. Pai, nu mai știu. Da. Niște lacuri, limanuri, da, granițe drepte, trasate de ruși după 1991, când s-a dezmembrat URSS-ul, da, spațiul ex-sovietic. Da, anul trecut am învățat să scriu în japoneză și am făcut o harta României numai cu intere, cu ideogramă japoneză. Scrie japoneză în hiragana, am una și în katakana. Da, a fost destul de greu, fiindcă în japoneză nu există consoane propriu-zise, există grupuri de consoane și vocală. Prin urmare, trebuie să adaugi un U, de exemplu, la Vrancea este Vurancea. Singura consoană liberă e litera N și se mai folosește și M, dar la sfârșitul cuvântului. Da.
Am trecut București, scris în japoneză, Buda pe stăpările, cel mai prin jur, mare neagră. Da, o hartă care era la Baia Mare. Am multe hărți în afară. Mă rog, Baia Mare în țară, dar am unele hărți în Malta și în Statele Unite. Am un profesor universitar care a venit acum 4 ani. M-a văzut la televizor, nu mai știu, cu harta, când am apărut cartea recordului și așa mai departe și a venit și mi-a dus un clasor. Sunt și colecționar de monede. Da, harta a fost realizată pe 6 iunie 2014. Am fost într-un schimb de experiență la Baia Mare. A rămas la Baia Mare. E o hartă simplă a Vrancei, fără fond forestier. Prima dată am trecut pe harta Vrancei, fond forestier, anul trecut. Da, se vede Focșani cu portocaliu în centru, depresiunea Vrancei, Valea Putnei, Valea Mircovului, Valea Iumicului, satele multe din zona de contact dintre Sucarpați și Câmpie, cele două lacuri de acumulare de pe Siret, cel de la Movileni sau Ciujlea, cum vreau să spun, și cel de la Călmânești, râul Siret, munții și partea noastră de județ în care nu se află nicio localitate, în afară de Brașov, vestul județului. Da, căile ferate, da, tot ce se putea trece, în afară de pădure. Mai departe. Aceasta este o hartă a Vrancei cu fond forestier. Când am făcut-o eu, am desenat-o partea de la Nereju. Era un colț foarte mare de pădure tăiată. N-am trecut. Da, se vede depresiunea Vrancei, principalele localități Nereju, Nerușa, Paltin, Tunici mai sus. Era în faza de proiect, de este partea dinspre Focșani și de Câmpie nu era realizată. A început cu ce mai greu. Aceasta e harta la sfârșit. Acum să vă dau la profesoară la urmă. Da, a fost comandă. Da, aici se observă partea de Câmpie și colțul de peste Sirel din nord-estul județului. Mai departe. Da, o harta județului Satul Mare. În ora de filozofie mă plictiseam și domnul profesor a zis să fac ceva constructiv și să-i fac o hartă. Și am făcut o hartă la județul Satul Mare pe 29 septembrie 2016. Da, principalele orașe, Satul Mare, cele două municipii, care e Satul Mare, Tășnad, Negreștoaș, Livada, Bardut. Sunt pasionat de zona asta, mai ales că tocmai venisem în zonă. Am zis să fac ceva din nord-vestul țării. Da, o hartă în japoneză îmi scrie katakana. Nu e nicio slovă în alfabet latin. Da, se vede Tokyo, Osaka, cele 4-5 insule, Shikoku, Honshu, Hokkaido și Okinawa spre Taiwan. Da, a fost ceva deosebit, am vrut să fac ceva nou. Eu am o afinitate pentru Japonia, îmi place și limba. Da, harta arrondissementului nou din Paris, cu toate străzile. Am realizat-o repede, mai ales că era harta cam atâta. Da, toate străzile, opera Cecul Roșu și încadrarea în Paris, în Île de France. Harta de la București, n-am fost când au așezat-o domnul profesor și niște elevi pe tavan. Am văzut pozele după aia pe Facebook. Da, cam așa de mai era. Au mai băgat un colț în interior, fiindcă nu ajungea tavan. Cei mai încoace se vede Statele Unite și în zona aia se vede Europa. Da, niște hărți mai, niște poze mai... Da, din nou, harta. Când s-au băgat să pună harta pe tavan facultății.
Da, ei au spus că a fost o mâncăgăia, nu știu. mai departe. Harta, înainte de a fi așezată pe tavan, fata din dreapta jos, Florința Nicula, cea care m-a ajutat să duc harta la București, inițial a vrut să o așeze pe, nu știu, niște mese ceva. După aceea le-a venit ideea să fie pe tavanul facultății. Da. Tenul harta. Mai departe. Detalii de harta, la Mexile, toate localitățile. Mă rog, orașele. În America n-am putut să văd toate localitățile, fiindcă și sate cu singur locuitor sunt declarate orașe în Statele Unite. Da, Caraibe, cel mai mici locați, America Centrală, Mexicul, statele din America Centrală și așa mai departe. Da, tot de la București. Da, India am desenat un puțin mai diferit. Unde erau localitățile am făcut un cerc. De exemplu, și la Ucraina am făcut ceva diferit. Am pus cu galben punctele la localități sub 100.000 de locuitori. În restul hărții le-am făcut portocaliu. Așa, nu. La Ucraina am trecut cele mai multe localități pentru că aveam un atlas foarte detaliat. Și am vrut să iasă o densitate cât mai mare în Europa de localități. Eu și doamna de cameră al Facultății de Geografie, Laura Comănescu, cu diploma, diploma cu titlul cel mai tânăr cartograf, pe 24 mai 2013, da, acum 4 ani, am avut emoții. Nu. Eu și domnul profesor universitar Dobre Robert, în sala de lectură a Facultății de Geografie, am văzut și o serie de hărți foarte detaliate ale Franței. Am vorbit și despre oceanografie și despre meteorologie, puțin cu dumneavoastră, mi-a plăcut. Da, eu și diploma. Da, ce vedeți aici este harta Crimeei. Tot așa, de la fapte istorice, am citit o carte despre istoria tătarilor. Și, mă rog, ideea generală e că Crimeea a fost inițial hanat în Parc de Deaul între 1441 și 1783. În 1775, după războiul ruso-turc dintre 1768-1774, rușii au invadat Crimeea și au ocupat Hanatul Parc de Deaur, stat vasal Imperiul Otoman la acea perioadă. Astăzi, tătarii în Crimeea mai sunt cam 16%, fosta lor capitală, nu mai știu exact cum se numea, între Simferopol și Sevastopol. Saram, nu mai știu exact. Oricum, partea de sud nu a aparținut întotdeauna Hanatului Parc de Deaur. Până pe timpul Ștefan cel Mare, în 1475, au fost colonii genoveze. Cafa, Mangop, din Mangop era și una dintre soțiile lui Ștefan cel Mare. Maria de Mangop, găsiți mormântul la Putna. Da, și Ialta, nu mai știu numele vechi al orașului. Oricum a fost colonie genoveză. Și Ialta. Ce în nord, vedeți, este un lac la granița cu Ucraina și spre Marea Azov, se numește lacul Sivaș. Când au ocupat rușii Crimeea, în 1775 l-au trecut cu picioare, prin care doar 2 metri adâncime. Da, cel mai adânc punct din lacul Sivaș e 3 metri și undeva în zona unde se face legătura dintre lacul Sivaș și Marea Azov. Da, capitala regiunii Simferopol, până în martie 2014, când au ocupat rușii regiunea Sevastopol, era o oblastie diferită. Era și un oraș
Oricum, din punct de vedere al structurii etnice, rușii erau majoritari peste 50%. Da. Din nou, harta Luhanskului, culori mari, astea sunt pozele mai bune făcute pe afară. Da, detaliul de hartă, Luhanskul, din nou, Siversky Donetsk, da, bazi din Donbass, Donetsk din nou, mai departe. Mariupil, port, singurul mare port al oblastiei Donetsk la Marea Azov, nu știu ce, cât de folositor era, pentru Marea Azov are adâncimea maximă de 13 metri. Iar în zona de nord și în zona de delta Donului nu prea este navigabil, adică adâncimea maximă nu știu dacă trece de 2 metri. Poate doar cu șalul. Mai departe. Donetsk, lasă, Nicu Petruț. Am citit despre, de fapt am mai spus, despre Ferragus, mă rog, la Sibes, la Galați și m-am gândit să fac, să desenez o hartă a oblastiei. Dnipropetrovsk, se observă râul Nipru care curge spre Zaporojia, dar ce interesant la oblastia aceasta e faptul că cuprinde trei regiuni istorice ale Ucrainei, partea din sud cu Krivoi Rog, am uitat cum se numea regiunea istorică, aparține și în Hanatul Marii de Aur și avea un nume cu târ. Iar partea de est are un nume latin. Neotida se numește, se scrie cu mâna E. Partea centrală, capitala oblastului, Dnipropetrovsk și Dnipro-Cherzinsk, aparține de Zaporojia. Zaporojia este un oraș mai la sud, pe Nipru. Termenul de Zaporojia a fost folosit și de moldoveni pentru a-i defini pe kazaci, veniți odată cu Ștefan Tomșa și Vasile Lupu în partea asta cu Hmelnitski mai târziu, care a devastat mănăstirea Pudna și așa mai departe. Da, mă cheamă și Cazacul, așa că puteți să-mi spuneți Zaporoș. Mai departe. Centru, partea de Neotida spre est, da, din nou, eu Nipru. Inițial am vrut să desenez o hartă rutieră, se vede că sunt trecute drumurile europene, drumurile lor naționale, raionale, locale și așa mai departe. Da, n-am găsit distanțe între localități și m-am oprit aici. Da, hartă de aici. Da, este străbătută de Nipru și pe la sud. Orașe destul de mari, Dnipropetrovsk are și chiar și scrie noi în centru. Mai departe. Krivoi Rog, tabel de hartă. Da. Dnipropetrovsk, port pe Nipru, fluviu național al Ucrainei, regiunea din fix în centrul Ucrainei. Da. Majoritatea ucraineană, da. Mai departe. Nicopol, cel mai mare oraș din sud, și raionul se numește tot Nicopol. În schimb, ce am observat în Ucraina, spre deosebire de Republica Moldova, raionele sunt cuprind municipalități și doi zone geografice mai mari, dar incluse municipalitate. E un fel de București cu Ilfov în Ucraina. Din nou harta Odesei, da, ce nu v-am mai prezentat, limanul Nistrului, fosta graniță dintre Uniunea Sovietică și România Mare până la 1941. Da, Buceacu. Am spus, a fost locuit de tătari o perioadă, după aceea, în 1818, au fost aduși coloniști din mă rog, locanicii numeau coloniști varșovieni, dar ei, de fapt, erau chiar și în Franța, din Austria, din Polonia, din Prusia Orientală, din Prusia, din Baden-Württemberg. Chiar și numele
Tarantino și Arcis, vin, din Germania. Iar la 1930, v-am spus, în regiune, era o pată roșie pe harta etnică. Fiindcă erau localități cu majoritate peste aproape unanimitate germane. Da, în partea asta, despre Republica Moldova, spre Gruzia și Basarabeasca și Taraclia, ce e pe aici Cazaclia, trăiesc foarte mulți bulgari. Raionul Poprad și mi se pare că și Sarata și nordul Ismailului și chiar o parte din Renca, e singurul raion din Bugeac, majoritar românesc, sunt zone majoritar bulgărești. Mai sunt și găgăuzi, adică turci creștini, nu știu cum a devenit creștini, singura ramă. Oricum, în Găgăuzia ce e de admirat de faptul că președintele e o femeie și o cheamă Irina Vlahă. Iar ei sunt turci. Da, Tatar Dunar, nume rămase de pe timpul tătarilor. Tuzla, tot nu-i tătăresc. Tuzla e undeva aproape de Zatoca, de cordonul de litoral dintre limanul Nistrului și Marea Neagră. În apropiere de Odessa se vede acolo, Ilice și Vihorod din Nistrul, e cetatea altă, cetatea lui Ștefan. Da, în sud oraș, Chilia și, și Ismail. Granița cu România și delta secundară a Dunării, cu Vâlcovu, oraș majoritar rusesc. Mai departe. Da, asta este partea de nord a oblastului Odessa. Între 1924 și 1940, am mai spus, partea din nord a constituit o republică socialistă sovietică autonomă moldovenească, cu toate că moldovenii erau 30% iar ucrainenii erau principala ucrainică, erau peste 40%. Da, regiunea a intrat în componența Rusiei în 1792, când am devenit și prima dată vecini cu rușii. Până atunci era Elisanul turcesc, între Bug și Nistru. Partea de nord, cei pe la Ananiev, Kotovsk, Balta, face parte din altă regiune istorică a Ucrainei, Podolia. Da, granița cu Transnistria, da, Brug, Nistru, care se varsă în zona asta, Palanca, mai departe. Odessa și împrejurime a fost oraș românesc, pentru scurtă perioadă de timp, din 41 după 22 iunie, 26 iulie, până prin 44 când am întors armele și na, 23 august, știți momentul. Și mai departe. Din nou harta Kaliningradului. Detalii. Asta este o harta nordului Sri Lanka, o zonă foarte aglomerată din punct de vedere demografic, chiar și etnic, și minorități chiar și prin nordul Indiei. Da, Jaffna se numește zona. Am vrut să fac o harta a Sri Lankei. M-am oprit pe partea de nord, de la granița cu India și scântoarea la Cadipi și așa mai departe. Harta județului Aghita, am mai vorbit despre ea, fondul forestier și mai departe. Și asta este o hartă făcută recent, o harta Chișinăului cu toate străzile. E doar centru, insula, putem să-i spunem, cu centru vechi. Da, cei cu verde sunt parcurile, cele două parcuri mari, Grădina Publică Ștefan cel Mare și parcul catedralei din fața sediului puterii executive, adică guvernul. În sud era hotelul unde am stat, Cosmos, mai spre sud era gara. Da, și principala arteră orașului, Ștefan cel Mare, partea de sud m-a impresionat. Toate străzile aveau nume referitoare la latinitatea poporului român. Era Bulevardul Dacia, Bulevardul Deceva, Bulevardul Buievista, chiar și Sanii 10, tu s-am găsit.
și Unirea Principatelor. În schimb, au și statui ale unor personalități controversate, de exemplu, generalul Potovsk în fața Hotelului Cosmos sau Serghei Lazo, care a fost luptător comunist și a fost incinerat într-o locomotivă de când s-a dat lupta între bolșevici și puterile țariste. Mai departe. Aceasta este prima mea hartă, harta Chinei. Era în clasa a doua, mama mi-a adus un atlas, un atlas SORE, Revista Național Geografic. Da, după aceea am găsit un atlas, m-am luat de clasa a șaptea și am început să citesc. Am devenit o pasionat de geografie. Da, sunt regiunile, Hunan, Mongolia Inferioară, Xinjiang, Tibet, Qinghai. Mai târziu am aflat că regiunile autonome din China nu au majoritate chinezească. De exemplu, Ningxia Hui sunt tot populație Han, adică chinezi, dar de religie musulmană. La fel și Xinjiang, care sunt uiguri, sunt populație majoritară și sunt de origine turcă. Tibetul, tot regiunea autonomă și Mongolia Inferioară, mi se pare, nu sunt sigur. Am trecut și Taiwanul, cu toate că Taiwanul e denumit și Republica Democrată Chineză, separată. Mai departe. O harta Italiei, tot prin clasa a șasea, cu toate localitățile, Sicilia, trecut în sud, am trecut și Malta, Nordul, da, tot ce se putea trece. Am găsit un atlas foarte bun al zonei Mediteranei și am făcut o hartă a Italiei și acum a statului Malta. Aici, lucrând la o hartă, harta Statelor Unite pe comunitate, în nord se vede Georgia, parte de Florida, de unde începe peninsula. Da, Golful Mexic în stânga jos, Ocean Atlantic în dreapta. Da. Cei groși sunt limitele dintre subdiviziunile administrative, dintre comitate. Cei cu negru e limitat dintre state, între Florida și Georgia, toate că se vede o parte din Carolina de Sud. Cam atât a fost. Am plăcerea să-i acordăm o diplomă de excelență în cadrul simpozionului Harta, prima pagină în geografie. Se acordă elevului Cazacu Cristian de la Colegiul Național Unirea, Focșani, clasa a 12-a, pentru proiectele cartografice personale desfășurate în perioada studiilor preuniversitare. Semnează inspector școlar general Dorin Cristea și inspector de specialitate Vasile Ovidiu-Alamel. Îl așteptăm cu toate celelalte proiecte cartografice din perioada universitară. Îi dorim foarte mult succes. Mă bucur că a ales geografia și mai ales facultatea din București. Nu trebuie să uităm că fondatorul primei catedre de geografie din România și... Sunt născut în aceea zi cu Simo Mieri. Da, mă bucur. Deci, nimic nu este întâmplător. Încă o dată felicitări. Și în alți ani vom mai invita și alți absolvenți. Mă bucur că în sală este Adrian Toma, olimpic internațional anul trecut la Beijing, în prezent student la geografie la Iași. Îl așteptăm cu o comunicare la anul sau peste 2-3 ani. Încă o dată felicitări din partea noastră. În continuare, voi face o mică prezentare a unei probleme care m-a preocupat în ultimul an. Mai exact, să
Văd care a fost prima hartă pe care a fost consemnat vreodată orașul Focșani. O să pornim prezentarea. Deci prima atestare cartografică a orașului Focșani. Am căutat mai întâi în studiile istorice. Niciun istoric nu s-a pronunțat foarte clar care a fost prima hartă pe care apare Focșani. Cei mai mulți consideră că ar fi harta lui Dimitrie Cantemir, 1737, editată de fiul său Antioch la Amsterdam, care era cel mai important centru cartografic al vremii. Însă am hotărât să parcurg un pic toate materialele cartografice vechi, pentru că referitor la orice localitate, ne punem problema când a fost atestată documentar și aici știm destul de precis orașul Focșani datează, este consemnat în anul 1546 într-un document vamal de la Brașov. El a rezultat din contopirea unor sate. În acea perioadă, mult mai important decât Focșani era târgul Putna, situat pe râul Putna, undeva în zona localității Bolotești. Există și părerea unor istorici că ar fi fost totuși pe partea stângă a Putnei la Bătinești. Da, e foarte interesantă problema. Mai departe, târgul Putna, vom vedea, apare pe multe hărți, pe cele mai importante hărți occidentale, în secolul XVI-XVII s-a dezvoltat o școală cartografică puternică flamandă. Începem cu cartograful Sas Richthofer, născut la Sibiu. O viață interesantă, născut la Sibiu, în Imperiul Habsburgic și ajunge să fie emisarul regelui Ferdinand I la curtea lui Petru Rareș. Și cunoaște foarte bine Moldova, realizează prima hartă a Moldovei pe care o vedem pe următorul slide. Prima hartă a Moldovei, aceasta este. Nu sunt foarte multe localități, printre ele și Putna, târgul Putna. Dovadă că era foarte, foarte important. Următorul cartograf care s-a ocupat și a reprezentat Putna pe o hartă este Ortelius, Abraham Ortelius, flamand, un foarte bun artist plastic. Hărțile lui sunt cu adevărat opere de artă. O să vedem o hartă din 1584, pe următorul slide. Aceasta este Romanie. Ce înseamnă? La ce se referea? Nu se referea la țara noastră. Se referea la Noua Romă, adică la Constantinopol, care în acea perioadă era cucerit de otomani. Teritoriul acesta interesat din foarte multe puncte de vedere și nu este întâmplător faptul că în 1584 se face o hartă detaliată a Dobrogei de astăzi, a Moldovei, Valahiei și pe ea apare târgul Putna. Interesant că la acel moment cartografii colaborau foarte bine pe multe site-uri și iar o să vedeți că este semnată de Castaldo, următorul slide. O să vedem pe Giacomo Castaldo, un cartograf și astronom italian. Deci se realizau și coproducții cartografice, ceea ce este frumos. Castaldo a realizat peste 100 de hărți, multe dintre ele foarte, foarte detaliate. Cel mai mare cartograf al evului mediu și, după părerea mea, al tuturor timpurilor, următorul slide, este Mercator. Pentru că
mai mult decât ceilalți, el realizează o proiecție cartografică proprie, proiecția cilindrică sau proiecția Mercator. A corectat foarte multe hărți antice a lui Ptolemeu. Într-un fel, toți cartografii evului mediu fac legătura cu Antichitatea, preiau hărțile vechi și le transpun cu o precizie și o claritate mult mai mare. O să vedem pe următorul slide o hartă a lui Mercator cu același spațiu, da, pe care l-am văzut și la Ortelius din 1609, și de asemenea apare Târgul Putna. Începând cu această hartă, pe multe dintre din cărțile din secolul XVII, Târgul Putna nu mai apare. O să vedem în continuare Târgul Focșani. El a fost declarat târg în anul 1615. Și dacă ne punem întrebarea de ce lipsește el de pe hărțile din secolul al XVI-lea, ar fi două explicații. Pe de o parte, scara mare a acestora și gradul redus de detaliere. Pe de altă parte, faptul că exista deja Târgul Putna, mult mai important, și nu s-ar fi considerat important să se treacă și Focșani. Și, într-adevăr, era pe Milcov, un râu mai puțin important la acel moment. Milcov devine foarte important în 1475, când Ștefan cel Mare mută granița dintre Moldova și Țara Românească. Vom vedea pe următorul slide cine a realizat prima hartă a zonei noastre foarte detaliată. Nicolas Sanson, cartograf și geograf francez, este considerat nu numai întemeitorul școlii cartografice franceze, ci chiar a școlii geografice. El și băieții săi, trei băieți au avut Sanson, toți au fost cartografi, primul a murit de tânăr. El a introdus principii și metode noi în cartografie și în geografie, folosea foarte multe tabele. Vom vedea mai departe niște hărți ale lui Sanson. Aceasta este o hartă a Franței. Sanson insista foarte mult pe rețeaua hidrografică și pe localități. Mai departe, o hartă a Europei. Conturul general vedem că este foarte bine realizat pentru acea perioadă. Însă atunci când intrăm în detalii, mai ales în Europa de Est, care era mai puțin cunoscută, da, sunt foarte multe erori, însă inerente pentru acea perioadă. Următoarea hartă este harta Italiei. Vedem foarte, foarte detaliată, foarte multe localități. Următoarea hartă, o hartă a Africii, da, foarte bine realizată. Era perioada marilor descoperiri geografice, cartografii erau chemați să vină și să susțină demersul exploratorilor. Următoarea hartă, o hartă Amazonului, da? Nicolas Sanson nu a ajuns niciodată pe Amazon și totuși realizează o hartă foarte, foarte precisă, da? Pentru acea perioadă, da? Trece foarte clar ecuatorul, bazinul Amazonului, surprinde acest lucru. Ea a fost publicată în 1680 de către fiii săi. Următoarea hartă este harta cursului Dunării între Belgrad și Marea Neagră, 1665. Aceasta este, după părerea mea, prima hartă în care apare orașul Focșani. Mi-am pus problema de ce acest spațiu a fost cartografia de Sanson. Am văzut și la Mercator și la ceilalți. Era o perioadă foarte tensionată în istoria acestei tensionată. Noi eram înconjurați de mari puteri, de ruși, de austro-ungari și de otomani, care erau la momentul acela cei mai puternici. Toți aveau interesul să
necucerească și și-au dorit să necucerească, însă, înainte de acest lucru, trimiteau cartografi pentru a explora foarte bine terenul, a face ridicări cartografice, pentru că atunci când pornești cu o armată să cucerești, trebuie să fii foarte, foarte bine documentat. Se pare că și francezii au avut interes și Sanson realizează o hartă foarte, cu foarte multe localități, cu o rețea hidrografică foarte densă. Pe următorul slide vedem în detaliu orașul Focșani, undeva în partea centrală din dreapta, scris F-O-K-Z-A-N, da? Desigur, am convingerea că Sanson avea cunoștință și de Târgu Putna, pentru că îl menționează pe o hartă mai veche a Europei pe care am văzut-o, însă avea cunoștință și de faptul că el intrase în decădere și atunci notează, după cum vedem, Focșaniu, notează Odobeștiu, Sobeja, Vrancea, Vrancea, vom vorbi mai târziu despre Vrancea ca localitate și nu ca ținut. Mai departe, desigur, sunt anumite erori, da? Observăm Focșani, Odobești și București pe aceeași paralelă, da? Interesant, doar pentru Focșani am ridicat latitudinea. Longitudinea e mai complicat, se folosea un alt sistem și vedem că Sanson îl plasa pe paralelă de 45 de grade și 25 de minute. Deci cu o eroare de 20 de minute, ceea ce este foarte, foarte mult. Mi-am pus problema de unde avea informații și cred că răspunsul este într-o serie de călători, de diplomați, de negustori care treceau prin aceste locuri și își notau. Vă dați seama că neavând cunoștințe geografice poate solide și da, un simț al orientării foarte bun, avem și aceste erori. Da? În acea perioadă sunt consemnate informații despre Focșani în lucrările unor misionari, cărturari sirieni sau un negustor turc. Pe următorul slide discutăm despre Vrancea, pentru că ea este trecută pe hartă, o vedem acolo, poziționată cu ușor greșit, în sensul că este la nord de Sobeja și trebuie să fie invers, este pe un râu Sobeza, care este de fapt Șușița, dar important că apare Vrancea, pentru că la momentul respectiv chiar exista o localitate Vrancea, în țara Vrancei, nu se știe cu exactitate unde, sunt mai multe păreri, Nicolae Rădulescu spune că ar fi în Rujea de astăzi, și Vrancea ca localitate o găsim în hărți din 1679-94 până în 1709 până în anul 1782, când dispare, pentru că, fără îndoială, se dezvoltaseră foarte mult prin roire satele din țara Vrancei și hărțile erau din ce în ce mai detaliate și atunci apare fiecare sat în parte. Mai departe, în concluzie, harta lui Sanson este prima atestare cartografică a orașului Focșani și este un document foarte important pentru geografia istorică românească, insuficient cercetat, după părerea mea, pentru că vom avea surpriza să găsim că foarte multe localități și din Moldova și din Valahia de la acea vreme sunt pentru prima dată, de fapt, consemnate pe o hartă. Și
foarte frumos că se corelează cu toată informația istorică pe care o avem. Mulțumesc pentru atenție! Să aprindem lumina și cred că trecem la festivitatea de premiere. Concursul Simeon Mehedinți a avut două secțiuni. Secțiunea eseu, unde tema din acest an a fost cea din tâi pagina de geografie, a fost un plan sau o hartă. Deci, cuvintele Marelui Savant Simeon Mehedinți. Invit colegii care au jurizat să poftească în față. Bună ziua și bine l-am găsit! La secțiunea eseu se acordă premiul 3 elevului Dumitru Cristina de la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu din București. Premiul al doilea se acordă elevei Pistrui Cristina de la Colegiul Tehnic Ion Mincu Focșan, îndrumată de doamnele profesoare, profesoară Ioana și voi cu voi. Premiul întâi se acordă elevului Mag Arthur Mihai de la Liceul de Artă. Și tot premiul întâi se acordă elevei Olteanu Alexandra de la Liceul Pedagogic Spiru Haret Focșani, îndrumată de domnul profesor Cătriezu Dănuț. Mulțumim. La secțiunea teoretică am avut 6 echipaje. Doamnele profesor Cornea Voina și Dana Ionescu au realizat subiectele și au făcut și corectura și le invit să acorde premiul. La secțiunea teoretică se acordă mențiune elevilor Arhir Valentina Dobilă Raluca de la Colegiul Pedagogic Spiru Haret Focșani, îndrumate de domnul profesor Săcrieru Dănuț. De asemenea, mențiune se acordă elevilor Mocanca Elena, Ioniță Narcisa, Rotaru Andreea de la Colegiul Național Unirea, îndrumate de domnul profesor Săcrieru Răzvan Dragomir Octavian Pecetescu Mariana. Premiul al treilea se acordă elevilor Pistrui Cristina, Văduva Florentina, Cârmaciu Cristiana Nicoleta de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, îndrumate de doamna profesoară Cojocaru Ioana. Se acordă două premii, doi, fiind la egalitate de puncte, elevilor Miron Daniela, Spiridon Andrei, Constantinescu Andreea de la Colegiul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani, îndrumată de domnul profesor Cătriezu Dănuț. Și de asemenea, premiul al doilea se acordă elevilor Chirilă Mihaela, Tomulescu Gabriel, Popârțac Claudia de la Colegiul Tehnologic G.G. Longinescu, îndrumător Cristea Florin. Și premiul întâi se acordă elevilor Bălășoiu Paula,
Corina Mereuță, Remus Mădălin, Țuțui Elena Georgiana, de la Colegiul Economii Mihail Cogălnicianu, având ca învățător pe doamnele profesoare Lupo Alice și Miss Tot Mirela. Vă mulțumim! Felicitări tuturor! Încheiem, dar nu înainte de a-i felicita pe toți cei care au fost astăzi în echipaje, le mulțumim pentru efortul pe care l-au făcut. Dificultatea concursului stă chiar și în faptul că el este spre sfârșitul anului școlar, când toți suntem cu resursele de final și faptul că au mai găsit, eu știu, resurse pentru a se pregăti atât de frumos pentru acest concurs, e cu atât mai de lăudat. Încă o dată, felicitări, mulțumim și colegilor noștri care s-au implicat în elaborarea subiectelor și în evaluare și îi așteptăm, vă așteptăm pe toți și la ediția a treia, pe care ne-o dorim anul viitor, desigur. Mulțumim. Cu siguranță va fi și ediția a treia, în 2018. Este centenarul Marii Unieri și pentru că întotdeauna geografii au fost preocupați de identitate națională și de a caracteriza spațiile geografice locuite de români, va fi o temă despre conștiința națională la români în 2018. Vă așteptăm cu drag și mulțumesc tuturor!